Pentru cineva, Harvardul este doar un vis. Pentru Maria Dabija, o tânără perseverentă din Basarabeasca, a devenit realitate. Dar de câtă muncă a fost nevoie pentru aceasta? Știe doar ea. Haideți să aflăm. Maria, cum ai ajuns să înveți la Harvard? În accepția mea, Harvardul nu trebuie privit doar ca o destinație. E mai degrabă acea Ithaca despre care vorbește foarte frumos în poemul său spre Ithaca Constantinos Cavafi, poetul grec, care zice că Ithaca și în principiu sensul întoarcerii odiseice la acel acasă nu trebuie perceput ca fiind o destinație, ci constă în călătoria în sine, în ceea ce devii tu ca personalitate, în ceea ce înveți pe parcursul acestei aventuri extraordinare. Procesul ăsta e foarte complicat și cred că nu aș putea să formulez așa o regulă, da, generală. Trebuie să susții examenul de limbă engleză, TOEFL sau IELTS, pentru că, evident, vei avea nevoie de cunoștințele de limbă engleză într-un mediu academic în care se vorbește această limbă. Trebuie să ai și o scrisoare de motivație, ceea ce se numește în engleză Statement of Purpose, unde povestești despre background-ul tău personal, despre cel intelectual, profesional, dar cel mai important, trebuie să spui, să trasezi și direcțiile tale de viitor. Eu am aplicat la 6 universități din Ivy League, am fost admisă la 3, la Yale, Columbia și Harvard. Toate sunt extraordinare, da, universități de top, dar am ales anume Harvardul pentru că am simțit eu că este anume comunitatea mea intelectuală. După al doilea an de licență am avut ocazia să particip la The Institute for World Literature. Este o școală de vară de la Harvard și acolo am întâlnit profesori care sunt niște modele culturale, intelectuale și umane. Mi-am dat seama că, iată, aici visez să-mi fac studiile. Care este ecuația succesului tău? În principiu, eu cred că succesul nu trebuie așa urmărit obsesiv. Despre asta spune și Viktor Frankl în una din cărțile sale, Omul în căutarea sensului vieții. El zice că succesul, așa precum și fericirea, nu trebuie așa căutate, nu trebuie să fie o idee fixă. Trebuie doar să-ți iubești munca așa cum îi iubești pe oamenii dragi, nu pentru vreun avantaj pe care poți avea de la ei, ci pur și simplu pentru ceea ce reprezintă ei, pentru ceea ce devii tu. Care lucruri făcute de tine în adolescență crezi că te-au ajutat să ajungi unde ești? Cred că Olimpiada Republicană, asta a fost așa prima performanță cumva de nivel înalt și care întotdeauna m-a motivat să lucrez mai departe, să cercetez. Acolo am avut întâlniri cu critici literari din Republica Moldova, Mircea Băciobanu, Maria Pilkin, pe care îi admir enorm și admiram și atunci. La fel, aș spune formația mea. Am avut, într-adevăr, colegi extraordinari cu care, iată, am și inițiat formația dată și până acum îmi amintesc cu mult drag de toată această experiență, pentru că am cântat mult timp la chitară, mai cânt și la pian și cred că e foarte bine să ai un hobby, da, ca să-ți descarci cumva energia. Когда Мария пришла сюда, они втроем они пришли, очень скромные такие люди, это самое. Ну, вначале мне показалось, что они так пришли посмотреть, не будут заниматься. А в дальнейшем потом они концерты давали здесь очень, да. Вот после них не было концертов, вот такое массовое, когда полный зал людей.
Добрий вечір, Бесарабка. Бună seara. Noi suntem formația 1% Power Remains și venim astăzi cu o felicitare muzicală de Hramul Orașului. Începem! Маша молодец, не опаздывает практически никогда, трудоспособная, вот. Целеустремленная, это не просто так говорю, это видно, и видно, что и до сих пор она так продолжает. Viitor apropiat să ajung în Statele Unite, să fac față cerințelor, să completez studiile de doctorat cu succes și pe mai departe deja să devin profesor universitar și aș vrea foarte mult să pot trezi interesul pentru lectură și pentru o cercetare literară serioasă la generațiile mai tinere. Aș vrea să accentuez că rezultatul meu nu este doar meritul meu personal. În spatele lui e o întreagă echipă, sunt mentorii mei, profesorii mei, prezența activă și așa foarte ocrotitoare a cărora m-a făcut să ajung aici. Delia Ungureanu, David Amroș, Carmen Ușat, acest trio absolut fantastic care efectiv mi-a schimbat viața. Vreau să aduc de asemenea cald de mulțumiri liceului teoretic Matei Basarab, cadrelor didactice de acolo unde mi-au fost puse, de fapt, bazele profesoarei de limbă și literatură română, doamna Leona Țăranu, care a încurajat primele mele încercări literare și m-a dus până la experiența olimpiadelor republicane. Și, last but not least, neamul meu mare, așa cum e cunoscut în oraș, clanul Turutea, care mereu îmi dăruiesc cea mai multă iubire și protecție.